Anul 2022 a fost un an plin de evenimente surpriză, multe dintre ele neplăcute și total neașteptate. De la declanșarea războiului rus-ucrainian început încă din luna februarie, până la criza energetică mondială, de la moartea celei mai longevive regine ale Angliei, până la decesul celui mai iubit fotbalist din lume. Voi știți despre ce e vorba. Pe plan spiritual, lucrurile nu au stat cu mult mai diferit. Ne-am fi așteptat ca după o pandemie severă, după o perioadă de stat forțat în casă, după moartea subită și total neașteptată a celor dragi, creștinii nominal să se fi trezit la realitate, să fi înțeles importanța vieții veșnice, importanța investițiilor eterne, importanța comunității și implicit a comuniunii cu oamenii lui Dumnezeu și cu Dumnezeu însuși. Dar, surpriză, bisericile sunt tot mai goale, stadioanele, cârciumile și cazinourile sunt tot mai pline, iar lumea se îndreaptă cu pași repezi spre un sfârșit, spre un final total nedorit. În acest context sumbru, totuși există o speranță. Profetul Isaia spune că poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină, iar lumina aceasta are un nume. Hristos. Speranța lumii este legată de Hristos. Speranța lumii este legată de biserica locală, autentică, dinamică, vie, a cărei cap rămâne Hristos. Speranța lumii sunt creștinii în viața cărora se vede din plin Hristos. Caracterul lui, inima lui, pasiunea lui pentru oamenii pierduți și pentru împărăția lui Dumnezeu. Și cu ocazia aceasta vreau să vă mulțumesc tuturor celor care lucrați neobosiți pentru a oferi exemple vii de oameni și comunități care fac diferența. Sunteți binecuvântați pentru a fi o binecuvântare. De aceea îmi doresc la sfârșitul acestui an să-ți aduc aminte, drag prieten, că tu ești creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așadar, comportă-te ca atare și nu uita, fii lumină oriunde te-ai afla. Fă o investiție înțeleaptă. Investește în împărăția lui Dumnezeu. Pune o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega.